dreptate și asta, mă, fii atent, că au pus stupul invers. Păi de dracu este albinele. O avea albine în el. Spatele! Au, gogoașe, vino cu ace! Vino cu ace, bă, că nu știu ce am visat. Pusul junghi azi noapte în somn. L-am visat, cred că, pe junghi și acum așa de spate. Nu, chemă și pe mine la bucaș, bă, că nu... Nu pot să mă plec de junghiul ăsta. Potorește-te, băi, idiotule, că o să-ți rupe. Dai drumul la zi! Dai drumul la zi! Împot! Dai drumul la zi, că te nebunesc! De trântor! Păi eu stau 7 ore, ce crezi, mă, că ajung mâine dimineață la aviorare? E purai că duc belifazolea la mine. Vreau cu aici și chemă tu că ești mai iute de mână și de picior. Gata, șef! Hai! Chiar așa m-am îngrășat, dar nu mai pot să ajung la șireturi. De la ce naiba? Că nu mănânc mult. Șeful, nu e așa că astăzi e rândul altuia să-i mâncați ciorba? Șeful, eu pe-a mea vă dau în continuare că sunt la regim. Am ajuns sub încău. O să mă fac cât King Kong, cât orsul balut în desene animate. O să râză toți de mine. Ia-mă. Deja s-au prins. O să mai am pic de autoritate. O să fiu balină leșinată. O să mă care cu roaba. Ce mai nu mai cunoaștem ordinea și disciplina militară? Drepți! Ia, hai, toată lumea pe sectoare că vă termin. Toată lumea pe sectoare, iepurași. Tu rămâi că tu începând de azi ai sectorul aceea. Auzi, făi, ia zi-mi mie, cum mama dracului faci tu dai trupul atât de zvelt așa? Ziceți, mai ziceți? Subțirică-n tale ca o viespie, auzi tu? Mai băgați! Ești trasă capul din el, mă, cum mama dracului faci? Cu sacrificii, șeful, cu suferință! Aveți idee cum e să vezi ceva bun și să trebuiască să te abții? Nu! Păi vedeți, șeful! De asta sunteți dumneavoastră așa gras. Mă scuzați. Dolofanel. Linunci. Era să am un șoc. Te rog, dragă. Eu, Dolofan. Unde Dolofan? Așa, am un pic de burtică. Cum au toți șefii, mă înțelegi, o burtică de șef, ca să impun respect, autoritate în fața subalternului, că altfel... Canci! Hai, Iurea, mie îmi spuneți, credeți că n-am văzut de dimineață când nu mai ajungeați la șireturi de o burticuță? Eu? Ce mă fac? Ce mă fac? Spune-mi ceva, o să ajung cu o masă de slănină, o să fiu ca o piftie ambulantă, o să umplu prioritatea, o să arătă toți de mine. Zici-mi tu ce regim ții?
Sunteți sigur că vreți să țineți cură de slăbire? Da. Bine. Păi atunci, contra unor mici favoruri de-astea militare, am să vă împărtășesc secretul meu. Serios? Da, rămân între noi. Bună, ce faci? Vrei să-ți propun o afacere trăznet? Nu, mersi. Mi-a ajuns restaurantul tailandez. M-am săturat de gândac și alte aiureli de ale tale. S-a terminat cu gândac. Acum e vorba de albine. Am vorbit cu un prieten meu din Italia și e criză de miere. Dacă îl facem noi, de 5 ore mai mult câștigăm. Și? Ce vrea să mă fac eu miere? De unde să iau eu miere? De aici, din unitate. Cumpărăm niște stup și albine face miere și noi luăm banii. Gratis. Mă, tu ai nebunit? Păi vrei să ne căurească alea fundurile? Alea înțeapă de... Da, înțeapă fraieri, dacă le deranjezi. Dar dacă tu ai grijă, poți să vindei propolis, fagură și lăptică de mătă. Poate de matcă, mă? Ăla, exact. Bine, bine, o să mai mă gândesc. Ce te mai gândesc? Acum trebuie, că pierdem clientul, băi. Eu fac contract și tu te ocupi de tot. Bine. Iepuraș, ai promis că îi dai mâncarea ta lui șeful. De ce nu mâncați, domn sergent? Lasă, cocoașă, mâncați voi. Că trupele trebuie să fie bine hrănite. Ăsta e principalul într-o armată, să fie bine hrănită trupa. Eu mă sacrific, mă, că așa trebuie să fie ofițerii superiori, recte gradații, sergenții, să se sacrifice pentru oamenii lor, mă. Ce mulțumim, șeful! Mulțumim! Nu știu, mă, cu el. Nu știu, bă. Sigur are ceva la burtă, că altfel n-ați prie înuntat, el nici mor la mâncare. Vedeți, vă dă-mi treaba. Să nu-și făcut ulcea de la, cum îi zice, perforat, de la stres. N-are, mă, nimic. Nu poate omul să facă un gest altruist ca voi repede. Cârcotașilor. Dă mie mâncarea lui. Sigur. Caporalii mai întâi gogoașa. Mă! Papsănule! Păi ce faceți, domn sergent? N-a zis că țineți regim? Nu! Chiar vă bate joc de corpul dumneavoastră? Nu pot, păi ce să fac dacă nu pot? Nu pot! Când mă uit și văd pe alții cum mănâncă, îmi las apă în gură. Păi ce vrei, să mă negracu și să crăp? Domn sergent, n-a murit nimeni de la o cură de slăbire, să fie clar. Ia gândiți-vă, dacă slăbiți, o să vă simțiți mai zvelt, mai tânăr, mai curat, mai uscat. Lasă tâmpenile și găsește tu alte soluții de slăbiți, fără cură. Păi alta nu prea e. Mă rog, putem încerca cu fitness. Da, adică ce, să trag de fiare? Eu? Care de toți soldații de mine, iau-te la burt Mihailosu, cum trage el de fiare. O să mergem la o sală particulară. Nu, tăticu, și unde mai pui, că la sală e plin de vedete. Păi dacă dau eu nas în nas cu una din vedete, mă rog, vedetele astea, care mai mă cunosc eu, nu mă fac eu de rahat în lumea modernă. Nu merge, tăticu, caut altceva. O să vă aduc un nutriționist. Adu. După ce mănânc. Să trăiți, domn comandant! Da, unde e sergentul? E... A, are probleme cu burta, șeful. Cred că s-a dus la infirmerie cu iepuraș. E pe naibă.
De fapt, nici mă miră la cât bagă în el. Mă rog, fiți atenți la mine. Pentru a mări bugetul unității conform indicațiilor date de NATO, va trebui să recurgem la niște activități lucrative suplimentare. Cum ar fi creșterea albinelor. Dar la adevărate? Cu ac? Nu pupăză, cu ață. Normal, mă, că de alea adevărate. Păi da, șeful, dar alea înțeapă. Numai pe proștii care le provoacă pupăză. Pe apicultori adevărați nu-i înțeapă. A, deci angajați apicultori. Aha. Normal. Că nu. Păi ce, am eu bani să plătesc apicultori? Voi o să vă ocupați de creșterea albinelor. Noi? Păi nu ne înțeapă șeful. O să vă obișnuiți. Plus că dacă nu le provocați, nu vă înțeapă. V-am mai spus asta odată și știți că dacă mă pune să vă repet, mă enervez. Pasă alergător să faceți stupi. Hai! Bine că ați venit, să trăiți, doctore, Sergio Bonaro! Știu, știu, știu. Mi-a spus Anca. Ce necaz cumplit aveți, domnule. Necaz cumplit? Eu am... ce necaz cumplit? Curat cumplit, doctore. Sunt într-o belea. Ce mă fac? E simplu. Trebuie să slăbiți, că altfel vă pierdeți autoritatea. Exact, doctor. Eram un sergent așa autoritar, domnule. Am ajuns să pun în pericol chiar și siguranța națională. Cinschiul națională. Mondială! Da? Lăsați că vă ajut eu. Fiți atent, domnule. Am aici niște pastile. Se cheamă arzătoare de lipide. Luați câte o singură pastilă pe zi, înainte de masă. Și veți slăbi. Și poți să mănânc oricât? Oricât și orice. Gata, domn caporal. Nu prea se mai la stop așa. Nu vi se pare cam mare gaura asta de la intrare? Lasă-mă că merge așa. Păi bă, gogoașă, tu nu știi că albinele sunt milioane, mă, într-un roi. Și le trebuie să intre și ele într-o gaură largă, normală. Că ele dacă vin și se înghesuie, se enervează și pe cine crezi că înțeapă? Pe noi! M-a început una! Noi. Eu totuși cred că Gogoașa are dreptate. Eu am văzut stup la noi la țară și toți era cu gaura mică. Și tristă, bă, Chiorete! Așa e la voi la țară! Stupii cu gaură mică și tristă. La noi la oraș e o gaură mare, bă, cu dependințe, ca să intre milioanele de albine dintr-un roi, că ele când vin cu sacoșele de miere, trebuie să aibă loc, nu? Eu cred că are dreptate domnul caporal. Păi, ascultă tu la băiatul, că albinele educate. Ele nu se îmbulzesc, nu dau buzna, intră pe rând, una în spatele celeilalte. Sunt ca la armată. Am citit eu, n-arici pogonici. Șeful, ați uitat pastilele! Ce-a cus, spui tanto! Așa, e și mai bine, că dacă uitam, așa sunt pregătit așa. Unde mai pui ca slăbești și în prima? Ta-da! Ce-i ăsta, mă? Dacă-mi permiteți. După îndelungi studii, am ajuns la concluzia că aceasta este cea mai perfectă formă de stup. Vă dați seama, ca roiul să se acomodeze perfect, trebuie în primul rând să se acomodeze perfect regina. Și cum regina este de viță nobilă, nu poate locui decât într-un castel, unde să se întâlnească cu iubiții ei.
Auzi, băi, deșteptule, și celelalte albine, milioanele alea, unde o să stea, mă, nu vezi ce mic e ăsta? Păi, celelalte albine sunt muncitori, nu? Logic, și muncitorii locuiesc în barăci. În barăci, pentru că așa am văzut eu că locuiesc muncitorii în barăci, pe șantier. Mm-hmm. Păi și barăcile unde sunt, mă? Barăcile sunt momentan o singură baracă prototip, restul sunt în producție. Ce ziceți? Mergem la șeful să îi arătăm macheta? Haide, mă! Așa. Înaintea mea, ce faci, mă? Deschide-mă ușa! Dar eu am macheta, ușurile am construit! Domn caporal! Ce te uiți ca toanta? Că de cauza ta am ajuns așa. Idiotul, ți-ar doctorul să-ți fie. Dar eu n-am nicio vină, șeful. Cine știe ce s-a întâmplat de a-ți ajuns așa? De ce cauza? Sună-l imediat să fie încoace, că alminte-l vă omor pe amândoi. Acu? Acu? He? Ce părere aveți? Bă, voi vă bateți joc de mine? Adică de noi? Exact! Dar de ce, șeful? Ce v-am cerut eu, mă, să faceți? Idioților! Stop! Și ce e asta? Păi ne-am gândit să le facem un pic mai moderniste. Să fie și albinele fancy, trendy, așa. Marși afară și în două ore faceți stup cum trebuie, că altfel vă crăp! Da, să trăiți! Te-te! Bogoașe! Da! Ar păzu, băi, de ce trebuie ieșirea largă? Pentru că așa pățesc și albinele când se grăbesc. Se înghesuie. Și le și populeze cu albine. Corect. Cam câte să fie, domnul? Plin. Două albine. Bogoașe, după albine, repede, hai! După! Mai prind eu la gurta aia să mai mănânc. Uite ce mi-ai făcut, mă, veterinar de norocică, dacă mă ridic, dacă mă ridic, da, și vă mor pe amândoi, mă! Mai bine nu vă mai forța șeful. Domnule, la toți care am dat pastilele astea, a dat rezultat, domnule. Ce rezultat, mă, tu vezi că m-am făcut cât balul? Păi stați puțin, ați luat tratamentul care l-am prescris eu, o pastilă, înainte de masă? Ce o pastilă, mă, le-am luat toate și tot n-ați slăbit. Păi ce ați făcut, domnule? Cum să luați toate? Păi nu v-am zis o singură pastilă înainte de masă? Mare șmecherie! Una, două, șapte, nouă! Tot în burtă ajunge, mă! Dacă se depășește doza prescrisă, apar reacții inverse. Adică? Păi scrie și pe cutie, poți să te faci de 200 de chile! Săriți, lumei! Acum spui, mă, că și tu, mă, mă dau jos și mă rostogolesc peste voi, vă strivesc ca pe insecte, mă! Stai calm, te rog frumos, găsesc o soluție, îl slăbesc cumva. Stai calm. Ce soluție, mă, ce o să dau cu soluție, mă, ce zi eu, mă, gândesc, mă, că te termin! Nu știu, mă gândesc, stai. Calm, șeful, calm. Iau. Auzi, bă, Gogoașe, dar nu se enervează albinele dacă n-au pe unde să iasă? Mai bine să se enerveze decât să ne rupă cu țepăturile. Păi și cum o să mai facă, bă, miere? De unde o să ia polenul? Păi le scot eu în fiecare dimineață la plimbare, șeful, cu lesa, cu tot cu stup. Nu vedeți? De-aia n-am luat costumul ăsta. De-aia nu mai pot eu, că se enervează albinele. Haide, șeful, că nu-i nimeni. Ia uite, mă, și pe idioții ăștia, au pus tupul invers să le iasă albinele pe-n perete. Mă rup scărias. Are dreptate și asta, mă, fiate, că au pus tupul invers. Pe unde dracu iese albinele? O avea albine în el. Rămâneți cu noi, revenim imediat.
mai lăsați-ne și pe noi că nu mai putem, că și albinele se odihnesc din când în când, numai... Ce vorbești, pupăză? Dacă n-ați vrut să facă albinele miere și implici bani, o să faceți voi, mă, miere și implici bani, ca să respectăm contractul de export, nu? Ce faci, sergent? Tu n-ai scăpat de albinele alea? N-am scăpat, șef. Iar mama lui a dracu de nutriționist. Dacă știam că pune albinele să mă țipe ca să slăbesc, rămâneam gras. Că asta aleargă nu se oprește niciodată. O să ajung de 10 kg, șeful. Aulei, albine! Ajutor! Dar nu prea seamănă stup, după părerea mea. Nu vi se pare cam mare intrarea? Lasă-mă că merge așa, mă. Da, e foarte bun. Prea seamănă stup. Nu vi se pare cam mare gaura asta de la intrare? Lasă-mă că merge așa. Păi, pe Gogo! Gogo-logo! Gogo-mongo! Păi, Gogo-mongo! Păi, Gogo-mongo! Se enervează? Și când se enervează, ghici pe ține în țeapă! Da, uniformă. Wow! Unde pleci, fai, că n-am terminat cu tine? Tot nimic? Nimic, Floricica. E clar, nu mai sunt atrăgătoare, Chiorete. De aia nu mă mai placi, nu mă mai dorești deloc. Ba, te doresc, iubii, dar cred că de la stres. Că atât ne-au frecat ăștia de la NATO cu testele astea ale lor, de capă să pun, să știi. Floricica, da, îți promit că în 2-3 zile tot o să fie ca înainte. Da, iubii? Da, Floricica. Bine. George! A, mă, iubit, te rog eu frumos, lasă-mă, că sunt obosit, crede-mă. De o săptămână ești obosit, George. Da, mamă, de la teste. Au fost foarte grele, nici nu știu cum le-am trecut. Păi dacă ți-a ieșit așa bine, hai să sărbătorim. Mami, te rog eu frumos, sărbătorim altă dată. Au fost testele foarte grele și multe. Hai, uite, mai lasă-mă câteva zile și îmi revin, da? Auzi, mă, nu mai bine te las eu pe tine de tot și îmi văd de treaba mea ca înainte? Mm.
Ce, Chiorete, ce? Te pomenești chiar vrea Mirandolina să schimbe fierul de călcat? Sau de data asta schimbă fionul? Nu vrea nimic, domnule. Păi și atunci ce cauți, mă, ca disperatul de jumătate de oră pe ziare? Caut o farmacie ca să-mi dea niște pastile de-astea antistres. Că m-au terminat testele astea, domn sergent. Și pe mine m-a terminat, bă. Bagă trașcă! Bagă, uite ce mușchi fleașcă am! A, nu mai poți, șeful, că și eu sunt slăit de puteri. Eu nu. Eu nu. Dar pe tine te-a întrebat cineva ceva? Au, ia uite, bă, parcă mi-a smuls mâna de număr, să știi. Data viitoare să te prezdezi singur, popoază, că alminte te prezdezi, eu nu te vezi. Da, să trăiți. Au, șurete, bă, dacă găsești pastile de-astea, cum le zice? Antistres, bre. Așa. Ia, bă, vreo 40-50 de chile să avem și noi, bă, că și noi suntem rost de la testele astea. Mai puțin eu. Popoza. Mă scuz, așa. Pupăză la telefon. Uite și pe asta ce cânțele și la tăie. Ia zi, făi, te bagi la niște pastile antistres cu noi? Da, 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 da. Da. Ce mai faci, caporale? Bine, dumneavoastră? Eu nu fac așa bine ca tine. Dar dacă tu faci bine, poate să fac și eu. Ia zi, când mă vizitezi și pe mine puțin? De ce? Pupăză, nu face pe prostul, că nu-s dispusă. Dar eu am crezut că am terminat cu... Ai crezut prost! Hai, încearcă să viați, că sunt foarte nervoasă și n-am chef să-ți fac greutăți pe la George, da? Și să vii deghizat, că ne-au pus camere de luat vederi în hol. Am înțeles să treci. Să rog mâna, în legătură cu anunțul. Nu vă supărați, aveți cumva pastile de alea de puterință? Căci sunt într-un moment al vieții în care să cere așa ceva, da. Păi și dacă nu mă mai iubește? Dacă nu mă mai consideră atrăgătoare? Aiurea, de ce să nu te mai considere? Ce te-ai făcut de 200 de chile? Nu știu, mă, Emma, poate s-a plictisit. Că și tu, stăm de atâta vreme împreună și n-a... Mă, asta n-ar fi exclus, că bărbații se plictisesc ușor, să știi. Mereu vor altceva. Păi și ce mă fac, mă, eu atunci? Măi, nu știu, să prestești tu ca lumea, ce naiba să faci? Știi și tu vorba aia, că nu există bărbat impotent. Doar femeie nepricepută. Măi, îmi dau toată silința, dar degeaba. Nimic. E, atunci încearcă să-l ajuți cu un material bibliografic. Pune-și tu un film tematic, ceva, hai. Ce film, mă? Dar mie mi-e rușine, mă, să mă duc să închiriez de alea, nu? Dă-ți, dragă, un decodor de cablu, că există atâtea canale XXX. La TV? Nu, în ziar. Mulțumesc, tăticule. Și discreție. Discreție, șeful. Mersi. Acolo, ce sale? Niște pastile pentru... Stop, stres?
Ha, de unde ai dat asta? Le-am luat de la... Adică mi le-a luat lui Ricica șeful, că m-a văzut că am stresat zilele astea. De la testele astea în prostie care mi le-ați dat. Și sunt bune, mă? De ceva? Nu știu și dar nici nu cred că nu poate să fie cine știe ce de capul lor. Că-s mai mult așa, ca niște bombonici. N-are cum să fie bune. Ia mă să iau una să vedem. Nu e rea deloc. Păi câte lua șeful? Cum câte ia, mă? Ca să-și facă efectul, nu? N-ai zis că sunt bombonele? Pa! Mă, nenorocit! Bine că ați venit, șef. Ia uitați-vă și dumneavoastră cât mă chinui eu cu uniforma asta. Și mai e și nașpa pe deasupra. Cum n-ai poate să nu-mi zică ăștia femeia bărbat când eu arăt exact ca ei? De când vă zic să-mi comandați și mie o uniformă nouă care să-mi scoată și mie în evidență trăsăturile feminine, să mă facă mai sexy? Nu știu, un pantalon mai strâmt, o bluziță mai decoltată? Mă rog! Măi, iepure, hai nebunit? Păi tu ce crezi că e aici? Casă de modă? Nu să trăiți, dar nici așa nu se mai poate, parcă sunt mamaie. Nimic feminin n-am în mine în uniforma asta. Nici măcar fundul nu mai îmi iese în evidență. Și de ăla am destul, slavă Domnului, iete! Gata, gata, ajunge. Mie mi se pare că e și așa super sexy. Serios? Potolește-te că... Dumneavoastră sunteți singurul bărbat din toată unitatea asta care mă apreciază la adevărata mea valoare. Bine, bine, de astăzi poți să porți absolut orice vrei tu. Serios? Yes! Ești super sexy cu deghizarea asta. Să mai vii așa, că-mi place. Țiriacul meu. Mă faci să mă simt ca Andreea Marin. Serios? Ce ascunzi acolo, băi? Păi de buzunare. N-am ascuns nimic, domn sergent. Serios? Ia-i acum, adică! Ce voinic sunteți! Și astea ce-i, bă, arpagonule? N-a fost vorba că ne dai și nouă ca să ne însănătoșim și noi? Hai, să confiscă! Dar n-am apucat să iau nicio pastiluță, domn sergent! Dă-i jumate gol! Te-ar mai răbda pământul de chitră ce ești! Cine e ăsta, dragă? Decoratorul, tocmai pleca. Chiar că e da. Decorator. Cine credeai, dragă, da. Că e? Dar tu cu ce ocazie pe aici? Mi s-a făcut dor de tine. Ce treacu ai pe față, vă, pupăză? E nou meu look de macho, fraiere. Cu mustața asta pot să o cucerești și pe Andreea Marin dacă vreau. Dar nu vreau, bă, ca să nu se supere Emma, nu de alta. Poți, pe dracu, aia poți, bă, pupăză. Pot, fraiere, că femeile sunt moarte după mustăcioși. Plus că îți dă și mai mult tupeu. Și e și mai potent, bă, dacă ai așa ceva. Pă, dracu, pă, bune? Aha.
Bă, pupăză, ia niște de-astea, bă, hete, ce ți-a crescut pe față de la stres? Păi, dar ce-s astea? Pastile de-alea, antistres, le-am luat de la Chiorete, că ăsta chitră nu ne dădea la niciunul dacă nu-i le luam eu. Dați-mi și mie una, domn Serge, jur că n-am apucat să iau niciuna până acum. Bă, tu după ce că ești chitros, mai ești și mincinos, că te lipesc acum. Ia uite ce m-a stresat să mai iau un. Trei? Loricica! Loricica! Ta-da! Ce-i aia, iubi? Nu, ca sunt sexy. Da-i jos, că știi că am tenul sensibil și mă irită. Las-o, dragă, măcar puțin până ne încălzim. Bine. Ce pastile ne-ați dat, șeful? V-ați bătut joc de noi! Mă tași dracul în gură, trașcă! Că am luat 6! E? Ce părere aveți de noua mea ținută? Acum sunt destul de sexy? Pătorește gogoașe, că ăsta sunt eu! Am crezut că merge, Loricica. M-ai crezut pe naiba, Chiorete. Și știai, mă, că am tenul sensibil. Uite-te și tu în ce hal m-ai iritat pe față. Și degeaba. Am crezut că rezolv problema, Loricica. E, nu cu aia se rezolvă problema, Chiorete. Cu așa ceva se rezolvă problema. Hmm? Altă viață, nu? Ce zic? Wow! Asta da uniformă! Wow! Unde pleci, fai, că l-am terminat cu tine! Hai, mă, iubi, mă, că ăla era doar un film! Știi și tu că toate lucrurile par mai mari la televizor, ce Dumnezeu! Aiure, ai pus-o spre filmul ăla ca să mă umilești! Asta știu eu și acum, uite rezultat! Ai, mă, deci tot eu sunt de vină! Adică eu încerc să fiu o fată modernă, dezghețată, să te ajut să aduci mortul de la groapă! Așa, zi! Complexează-mă, umilește-mă! Lasă, că anul ăsta nu mai facem nimic! Nebunule, iară! Ce-ai mă fac fată cu stresatul ăsta? Pupăză, tu nu ești stresat? Nu pare. Ce mă fac? Săraca de aia e plină de bube de la abstinență. Să știți că o să mă plâng farurilor! Că stresați, stresați! Aha, că cel meu e singurul care e stresant, a? Singurul care nu poate! Auzi, Zilu Chiorete să mai dea 2 pastile de-alea! Știe el de care! Ce faci, mai nebunit? Asta nu era decoratorul? Nu, dragă, era poștașul. Nu știu ce naiba o fi căutând pe aici. Rămâneți cu noi. Revenim imediat. Thank you.
Împerecherea la această specie are ritualul ei. Masculul profită de gabaritul său impresionant și mobilizează femela cu membrele superioare. Contactul pare brutal, dar surprinzător, femela acceptă. Mersi, Doamne! Iubi, la fix ai venit! Măzarule, ce ești! Puteți să-mi spui în față, mă, că nu mă mai dorești! Nu să inventezi nu știu ce motive stupide! Că vezi, Doamne, sunteți stresați! Da, suntem, Măricica! Sunteți pe naiba, Chiorete! Tu ești singurul stresat! Restul sunt toți niște armăsari, mă! Mă, după ce că ești chitros, acum ai devenit și mincinos. Chiorete, ce dragi de pastile mei, da, mă? Nu sunt tot alea ca data trecută. Același, domn sergent. Uitați-vă pe flacon. Păi și scrie stop stres, mă, atunci de ce s-a luat pe veceu? Păi o să lua prea multe, șeful, că astea luate prea multe ori da reacții de alea adverse, nu? Serios? Păi, idiotule, ce pastile mi-ai dat, mă? Acelea, șeful. Puteți să citiți pe flaconul, domn sergent. Acelea și acelea. Oh, 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 oh. Oh, oh. Cupăzelu, ai dragă, te mai aștept mult? Imediat, iubi! George, cât naiba stai acolo? Încă puțin, mamă! Stop stres? Ha, de unde ai dat asta? Le-am de la... Mi le-a luat lui Ricica, șeful, că m-a văzut că am stresat zilele astea de la... Ce fraier ești! Pot, băi, fraiere, că femeile sunt moarte după mustață! Plus că dacă ai așa ceva, ai și mai mult tupeu, băi. Mă înțelegi? Și potent nu ești cândva? Ba da! Ar trebui să fii și potent la tupeul care l-ai? Nu face, mă, să rugă! Da, Wi-Fi! Foarte bun! Păi zi, de la tine! De la mine! De la tine, Cric! De la el! Păi uite-l, mă, cum mă încurcă! Măi, l-a dat dracu tupeul pe ăsta, uite-l! Hai! Stați, ești potent, dar și blond! Hai! Și tu? Așa, zi, zi, umilește-mă! E, nici că mai facem ceva anul ăsta! N-ai o lupă? Oglinzeai, dar o lupă n-ai avea!
la. Arde șeful? Nu pupă, ză, e rece. E alarmă, mă, e exercițiul ăla de care v-am vorbit. Păi și atunci ce faceți cu aia în mână? Trezesc nesimțiții care continuă să doarmă. Apa, a venit apa peste noi, vitura! Salvați unitatea! Ajutor! Ajutor! De azi încolo, cine nu sare din pat când aude alarma, așa o să pățească. Indiferent de grad, șeful? Indiferent de grad. Ce dracu a fost asta, mă, Chiorete? Alarmă de exercițiu, Loricica. Și s-ar putea să mai fie încă. Hai, continuăm? Nu mai am niciun chef, Loricica. S-a dus tot romantismul. Dacă sună iar alarma. Lasă că mă revanșez eu mâine, hă? Păi nu vă culcați, domn sergent? După alarmă, pupăză, după alarmă. Ce vreți, mă trezesc chiar cu găleată de apă în față? Da, sunteți drup, șeful. Păi normal, mă, dobitocule, dacă am închis un ochi toată noaptea, normal că-s rupt. Da, de ce, șeful, că după alarmă am dormit ca un prunc? Păi normal, tâmpitule, că tu n-ai fost fleașcă ca mine. Parcă eram un hipopotam în mlaștină. Dumneavoastră ați zis. Și tu trebuia să accentuezi, nu? Poate mai prim pe vânul că doarme în timp ce se dă alarma, că eu personal vă trezesc cu dita mai tsunami în față. Auzi, iubi, am o idee. Hai să facem și noi jocuri din alea erotice ca în filme, hm? Ce jocuri erotice? Lapte gros, capra, de-astea, nu? Nu, mă, din alea cu personaje. Uite, spre exemplu, tu să fii... Lupul. A? Și eu să fiu scuvița roșie. Și tu să vrei să mă mănânci așa. Hm? Te mănânc, scufițo. Ai, mă, nu așa, că ți-am adus și recuzit, am tot. Uite, puneți masca ca să fii mai fioros, fii bestie, da? Și acum pune și basmaua, așa, și așează-te în patul bunicuței. Hai! Sărumâna, bunicuță! Dar de ce ai ochii așa mari? Hai, mă, zi, cam poveste. Cam... Ca să-ți văd formele mai bine, scufițo! Auzi? Dar de ce ai gura așa mare? Ca să te sărut peste tot, scufițo! Înseamnă că la tine totul e foarte mare! Normal, scufițo! Alarmă! Cum s-a plictisit, Loricica, de fața ta și te-a trecut la zoofilie? Da. Stai, stai ușor, să nu fii cumva lup turbat. Vreau să-l treziți pe sergent. Ce-i șeful? Cred să te punea unul primul la alarmă. Regulamentul e regulament.
Unde e apă, nu-i tocmeală. La 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 i, la 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 i. Hai bă, deșteptarea la alarmă! De ce, șefu, că n-a sunat nicio alarmă? Nu-i nimic, o să sune trașcă, dar ce vrei, să mă prindă nepregătit alarma? O să sune la 12. La 12? De unde știți că o să sune la 12? Știu, bă, pentru că sunt foarte deștept și de-aia m-a ajuns și dita mai sergentul. Pupăză, pupăză. Lasă-l, fai, să doarmă, ce tot îl trezește atât. Acum vine colonelul, ce vrei, să se enerveze pe aici că n-are cu arunca apă în față? Lasă-l. Dacă mai sună alarma și azi, cred că... Nu e exclus, iubi, că parcă au nebunit ăștia. Da, alarmă după alarmă, uite. Dar cum se face că sună alarma aia tocmai când vrem și noi să... Nu știu, Loricica. Parcă avem și ghinion, nu știu ce să spun. Nu știu. Mă, să aflu eu că ai făcut vreo șmecherie ca să te cotești de la... Rete, ai mare grijă. Că știi că eu aflu repede. Mămică, dar cum poți să crezi tu tâmpenia asta? Când tu știi că eu de-abia aștept ca să... Și te doresc ca... Ca... Ca Otelo pe Desdemona? Exact! Nu așa, Chiorete. Arată-mi cum mă iubești. Du-te, fardează-te și fă-te Otelo, mă. Otelo? Pentru mine, da. Să mă fardez. Acu' e 12 fix, chiar acu', și? Și? Și cred că azi e pauză, șeful. Da, și n-am mai trezit și cap proști degeaba. Pupăză deștept. Desdemona! Ah. Unde-i Batista? Nu știu, Otelo! Am pierdut-o! Pedepsește-mă! Torturează-mă! Rău! Acum! Aoleo! Hai! Alarmă! Nu se poate! Nu se poate! Ce șeful, că azi era pauză? În capul tău, ăla prost și a dormit, mărlane? Mă, dar am impresia că tu nu ești numai prost. Ești și nesimțit. Mă sfidezi, a? Faci intenționat. Ei bine, dacă data viitoare te mai găsesc dormind, zbor la carcere, măi. Și tu? Ce-i cu funingile aia pe fața ta? E, de fapt, nu e, eu... Bă, să nu te prind că faci focul în cor sau chestii astea, că dacă incendiezi cortul din nou, te crăp. Nu fac, șeful, jur. Și stați liniștit că am montat alarmă de aia de incendiu în cort. Nu mai e niciun pericol. Bine. Bă, care-i dobitul cu care se joacă de alarmele, mă? Și-a vrut să mă trezească din somn. Hă?
crezi că ești prostul tău? Îl pun eu cu 10 minute mai devreme pe al meu ca să nu mă prind de pregătit, domnul colonel. Deci asta voia să facă sergentul. Ce ar fi să-i facem o surpriză? Alarmă nenorocită. Păi sunt ca tâmpita, mă. Să n-am eu liniște în cuibușorul conjugal cu Loricica din cauza ta, mă? Dacă te-am lipit acum, să vedem dacă mai sun ea. Betonenica, nici nu se clintește. Tu drumul bestii, bă, ce s-a lipit? Șeful, aveți naibii grijă să nu vă intre aia în ochi sau în gură. Lasă să intre, dacă-s prost să intre. Dumneavoastră ați zis. Păi sigur, trașcă, și tu trebuie să accentuezi. Adea dracu să nu te scoli la alarmă și să-mi dormi mai departe dacă nu-ți bagă ăsta în fund. Și nu cu partea ascuțită, cu partea asta la altă. Șeful, dar nu mai bine vă culcați și dumneavoastră și vă treziți o dată cu noi când sună alarmă? Păi și dacă schimbă iar colonelul ora de alarmă, cum a făcut și data trecută, ai văzut m-a prins de pregătit. Că el e deștept. Dar sunt și mai deștept. Eu sunt mai deștept ca deștepți, mă, sunt șmecher. Eu, au. Ce vă râdeți, mă? Așa e șmecher, înțepați în barbă, n-ați văzut toți șmecherii, ciului spații. Aha. Stai semn că trebuie să mă odihnesc și eu o noapte întreagă. Cap, coadă. Loricica, tu nu înțelegi că noaptea asta nu mai sună alarma, jur? Chiorete, m-am săturat de jurămintele tale false. M-am plictisit. Și mai ales m-am săturat să mă lași cu ochii în soare tocmai când că mi se urcă sângele la cap. Gata, nu mai pot. Loricica, nu mai sună alarma. Uite, dacă nu mă crezi, hai cu mine să-ți arăt că e stricată. Eu am stricat-o, am blocat-o. De dragul tău, Loricica, să nu mai sune. E sigur? Da, 100%. Și dacă a reparat-o cineva? N-are cine, Loricica, că toată lumea doarme.
Plus că n-are nimeni interes să repare alarma, mă înțelegi? Mm-hmm. Da, comandantul, dacă a reparat-o el. N-are cum să o repare, că nu se pricepe. Ah. Uite, ca să fii tu sigură, da. Eu mă duc și o mai verific o dată. Ca să fim siguri. Așa. Și când vii, să știi că îți fac o surpriză. Abia aștept, țoancă! Du-te! Să văd tata. Așa, mă, nu se mișcă. Te pup. Lasă mai pun eu niște lipici de ăsta să fiu eu sigur că nu mai mă deranjează. Pe mine și pe Loricica. Te pupă, tata, ia. La ea. Mă, Chiorete, mă, tu-ți bagi joc de mine? Ce, mă? Aoleo. Loricica, m-ai salvat! Să te pup, păpuricuț, că meriți! Chiorete, ce faci? Dezlipește-te, măi! Chiorete! Măi, măi, Chiorete, măi! Rămâneți cu noi, revenim imediat! Chiorete! Chiorete, alarmă! Ce mă mă dracu faci zoația? Ia uite, ia, pentru variație, ați mai ieșit în cort, o faceți pe holuri acum. Aha, nu! Ne-am lipit din greșeală, fă și tu ceva să ne ajuți! Mă rog! Ce faci, mă, tătălăule, mă? A, nu-i bine! Băi, scoală toată compania, mă, zi să vie cu aici, că a venit circul. Iată, femeia cu două capete și patru picioare. Așteptă să-i crească barbă. Ia uite la ei. Domn comandant! Șeful! Ia uite, nu se trezește. E, atunci trebuie să-mi fac datoria. Că regula e regula. Ce faci, bă, idiotule? Aplic regulamentul, șeful. Indiferent de grad, dumneavoastră ați ordonat așa. Așa că n-aveți probleme.
Bine. Auzi, bă, mai terminați, mă, dracu, cu alarmele astea, mă. Care dracu m-a sculat ca un bou? Ce tâmpit sunt eu. Să-i facem o surpriză. Ce-ar fi? Of, of. Doc, aporal, mai încercă să trezește șeful. Șeful, noi nu suntem aici. Aveți un vis. E un vis.